Târguri cu bunătăți în acest weekend în București. Vremea de primăvară i-a scos pe oameni din case și unde merge românul dornic de aprovizionare cu bucate sănătoase gătite după rețete tradiționale? La târgul dinspre care vine aromă de mâncare de casă. Așteptăm la târgul din Piața Amzei cu dulciuri multe pentru doamne și domnișoare, unde avem și produse de post, beluște cu prune, plăcintă cu măr, plăcintă cu dovleac. Vă așteptăm pe platou în Piața Amzei, așa cum v-am obișnuit, cu un grătar foarte gustos și foarte bun, toate preparatele proaspete. Peste câteva zile este 8 martie, așa că este vremea căutării cadoului ideal pentru persoana iubită. Un loc taman bun pentru alegerea unui astfel de cadou este platoul Piața Amzei din capitală. De la obiecte artizanale la dulciuri apetisante, oamenii găsesc oferte pentru toate gusturile și toate buzunarele. Vă așteptăm pe platoul Piața Amzei cu cadouri de 8 martie pentru doamne și domnișoare. Vă așteptăm cu cutiuțe handmade, realizate manual, cu pandantive. Târgul de pe platoul Piața Amzei continuă. Vă așteptăm cu cadouri minunate. De asemenea, vă invităm duminică la ora 13 la concert Playgroup. Este trupa unor adolescenți minunați în Ferentar. Vă rugăm frumos să-i susținem, să-i aplaudăm. Lume multă și la târgul tradițional organizat în fiecare sfârșit de săptămână la agronomie. Aici, vedeta weekendului este borșul de pește făcut special după rețeta lui Don Mariano. Vă așteptăm la târgul de la agronomie, la Victorița Pescărița, la o ciorbă de pește, la un pește la grătar, o ciorbă de crap și multe alte sortimente făcute natural ca la mama acasă. Specialități de pește, fructe de mare. Vă așteptăm cu drag în fiecare weekend la târgul de la agronomie. Vă aștept aici la târgul tradițional de la agronomie, cu bucatele noastre, de la Maramureș. Aici avem zeama acră. Aici avem cartofi la disc și cu cărniță de porc. Aici avem iagne de fasole, de post, pentru că suntem gustul paștelui. Aici avem sărmăluțe cu carne. Târguri cu bucate tradiționale și obiecte artizanale sunt organizate în weekendurile acestui început de primăvară în mai toate orașele din țară.